Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și ca de fiecare dată aduc în fața dumneavoastră oameni care au ceva de spus. Cum și-a descoperit vocația, cum l-a îndrumat calea vieții și ce oameni i-au ieșit în cale, ne povestește astăzi fratele Vicențiu Ghiurcă, provincial al districtului Europa Centrală al Fraților Școlilor Creștine. Frate, bun venit în studioul RCIS FM. Bun găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Iată, sunt oameni care ne urmăresc atât pe canalele RCIS FM, cât și pe Angelus TV la nivel național. Sunt oameni care vor să afle ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră și cum ați ajuns în acest punct. Dar până să parcurgem acest drum al dumneavoastră, aș vrea să vă rog să faceți o scurtă introducere și să ne vorbiți despre Frații Școlilor Creștine. Ce fac, de fapt, acești frați și care este activitatea lor în România, concret? Da, Frații Școlilor Creștine au drept carismă educația copiilor și a tinerilor, în mod special a celor săraci. Ca ordine a apărut în secolul al XVII-lea, iar fondatorul este Sfântul Ioan de la Sală. În România, frații au venit în anul 1861 de la Viena, au activat până în 48 în Arhidieceda de București și Episcopia Greco-Catolică, Oradea Mare, iar după 1948 ordinul a fost suspendat, suprimat, iar după 1989 au revenit în Dieceza de Iași, unde avem două comunități. L-ați menționat pe Sfântul Ioan de la Sal. Vă întreb prin prisma dumneavoastră personală, ce are acest sfânt deosebit? Pentru că știm, fiecare figură din calendarul nostru, nu, are ceva apart, are ceva cu care se evidențiază. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce are deosebit Sfântul Ioan de la Sal? A fost un om care și-a descoperit vocația pe parcurs și ajutat, să spunem, și de persoanele pe care le-a întâlnit. Este un sfânt care nu este, să spunem așa, prea cunoscut prin multele sale scrieri și atât de popular precum, să spunem, Don Bosco. Însă, pentru mine, este o persoană care a știut să renunțe la toate privilegiile sale pe care le-a avut, era dintr-o familie nobilă, pentru a-i sluji pe ceilalți, în mod special pe copii și pe tineri. Cât de mult credeți că se mai pliază exemplul acestui sfânt în zilele noastre? În ceea ce privește vocația noastră și în ceea ce privește frații, noi ne străduim, cei aproape 3.000 de frați și sutele de mii de profesori și elevi, ne străduim să ducem mai departe această carismă pe care am moștenit-o de la Sfântul Ioan de la Sal. Ne străduim. Cât ne reușește acum, nu știu, dar important este că ne reușim și iată că după 340 de ani, carisma dăinuie, sunt mult mai multe școli decât, să spunem, în urmă cu 40-50 de ani, când erau foarte mulți frați, dar mai puține școli, și carisma dăinuie și ne bucurăm de acest lucru. Pentru că ați zis de școli, observ în ultimii ani o creștere a atracției pe care o au tinerii față de școlile catolice, îndrăznesc să spun, față de formele de învățământ conduse și dirijate cumva de Biserica Catolică. Știu că sunteți și profesor acolo în Pildești, nu? Unde sunt 173 de elevi în liceul din sat. De ce un tânăr din Pildești sau un tânăr dintr-o localitate limitrofă ar alege să studieze la acest liceu de care se ocupă Frații Școlilor Creștine? Sigur că motivele depind foarte mult de personal și de familie, nu? Însă, de exemplu, actualmente sunt din cei 173 de copii, majoritatea sunt din Pildești. Deci sunt din localitățile limitrofe. Din Pildești, din Ghereiești, din Săbăoani. Să spunem, ar fi, în primul rând, un motiv practic, că sunt aproape de casa lor. După aș spune eu condițiile pe care le oferă școala, calitatea profesorilor. Dacă este să vorbim despre materiile care se predau, ce este în plus în acest liceu față de altele teoretice sau tehnice? Nu, este un liceu tehnologic. Tehnologic? Chiar și numele este liceu tehnologic, Sfântul Ioan de la Sal. Materiile de cultură generală sunt asemenea ca în celelalte licee tehnologice. Profilul, cele două domenii de
calificare pe care le oferă liceul sunt următoarele: construcții, instalații și lucrări publice și electronică și automatizări. Pe partea religioasă sau spirituală sunt anumite materii pe care le învață copiii? Este ora de religie. Clasică, da, care e practic în orice liceu. Și sigur, prin activitățile extrașcolare încercăm să-i apropiem pe copii mai mult de biserică, de Dumnezeu și, aș spune eu, și prin modul nostru de a ne relaționa cu ei. În general, deci comunitatea educativă, profesori, avem spiritul nostru la salian, fratern, prin care ne apropiem de copii și copiii sunt cei mai importanți pentru noi. De obicei, în școlile acestea catolice se leagă foarte bine și se încheagă colectivele de elevi. Știu și eu foarte mulți prieteni care au studiat la liceul catolic, chiar și la liceul dumneavoastră, și observ că după ani de zile, poate după 10, 15, unii chiar 20 de ani, încă se revăd cu colegii, încă au întâlniri, au legat prietenii care s-au dus dincolo de anii de liceu și se păstrează această relație. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta, în special în școlile acestea creștine? Poate e cumva o parte de educație și pe zona aceasta? Cu siguranță că oferim mai mult decât formare profesională. Oferim și acea apropiere interpersonală. Încercăm să-i apropiem pe tineri, unii de alții, dar și de Dumnezeu. Și eu vă pot spune, apropo de ce spuneați dumneavoastră, sunt foarte mulți elevi care și-au întemeiat familiile între ei. Sunt foarte multe perechi de elevi care și-au întemeiat familiile, plecând, să spunem, din școala noastră, cunoscându-se în timpul perioadei pe care au petrecut-o la școală. Și cred că e un aspect important și interesant. Am vorbit despre acest liceu din Pildești. V-aș ruga să punctați și alte activități sau alte puncte de lucru, ca să le spunem popular, ale fraților școlilor creștine din România. În România mai avem o casă de tip familial la Iași, unde sunt numărul maxim al copiilor și al tinerilor care se află în situații dificile, provin din familii dezorganizate sau în situații de criză. Numărul maxim este 12, actualmente sunt 8 copii care și-au găsit, să spunem, o a doua casă, o a doua familie acolo. Practic acolo este viața lor. Da. Alte case? În România avem doar două comunități, opere. Da, avem comunitatea fraților din Pildești, care, sigur, pe lângă activitățile școlare, suntem foarte implicați în parohie. Prin grupul Scout, care se coordonă în grupul Acțiunii Catolice, grupul de familii, sigur, catehezele pe care le pregătim împreună cu parohia pentru pregătirea copiilor la Sfânta Împărtășanie sau la Sfântul Mir. Cum a fost anul acesta, au fost 200 de copii care au primit Sfântul Mir, iar catehezele au fost pregătite împreună cu preoții parohiei, dar și cu grupul de catehezi. Practic este implicare în viața pastorală a comunității. Care este povestea alegerii satului Pildești pentru activitatea fraților școlilor creștine? De ce Pildești și nu știu, Ajudeni sau altă comunitate catolică puternică? Pentru că Pildești este, într-adevăr, o comunitate puternică. Da, și să nu uităm că sunt și alte două sate foarte mari învecinate. Grăieștiu și Săboană. Iar școala a fost așezată, să spunem, strategic, la răscruce de drumuri de sate catolice și, sigur, prin intermediul anumitor persoane, și cred că un rol important l-a avut și Părintele Pavel Chelaru, fiind fiul satului, fiind foarte apropiat de fratele Tiberiu. Fratele Tiberiu a fost profesor la seminar și Părintele Pavel Chelaru a fost prefect de studii și de disciplină la seminar în acea perioadă și cu siguranță că a avut un rol important în a veni acolo. Mi-ați ridicat cumva mingea la fileu, pentru că următoarea întrebare era dacă e să vorbim despre preoți, frați care au condus și au adus plus valoare acestei carisme a fraților școlilor creștine în România, pe cine ar trebui să menționăm? Cine sunt cei care au adus acest ordin în România și cine sunt cei care au tras și au muncit astfel încât să știe lumea astăzi cine sunt frații școlilor creștine? Vorbim despre români în primul rând. Da, cum am menționat, frații au venit în 1861, primii frați români
care s-au format fie la Viena, fie în noviciatul de la București, au venit abia în perioada interbelică. Și din frații care au supraviețuit, să spunem, închiderii întâi congregației, interzicerii congregației după 1948, închiderii școlilor arhiepiscopale de la București, care au suferit în închisoarele comuniste, au supraviețuit 7 frați. Dintre care, să spunem, cel mai cunoscut în dieceza noastră ar fi fratele Tiberiu Rață, care a venit ca profesor de germană în 1989 la seminarul teologic. În arhidieceza de Alba Iulia ar fi fratele Damian Bacoș, care a fost 25 de ani profesor acolo. Și sigur fratele Marcelin, care a fost la mănăstirea la Popeștile Ordeni, a fost organist acolo, a lucrat și la catedrală. Fratele Augustin Cicu, de asemenea, este cunoscut în arhidieceză. Fratele Atanasie Motica a fost administrator al casei de odihnă al arhidiecezei din București. Și ultimul care a fost dintre cei 7 care a murit în 2018 a fost fratele Marcelin Magui. El a fost și profesor la seminarul greco-catolic din Oradea, unde frații au fost până în anul 2000. Ați tot menționat, spunând aceste persoane, ați zis fratele, și eu mă adresez la fel, dumneavoastră, fratele Vicențiu. Haideți să le explicăm celor care ne urmăresc de ce frate și de ce nu părinte, sau ce e fratele, ce e părintele, sau e tot același lucru. De unde vine, de fapt, această exprimare diferită față de cea cu care oamenii sunt obișnuiți? Cred că explicația este foarte simplă. În congregația noastră, încă de la început, nu au existat preoți. Deci doar frați. Toți am fost frați. Singurul preot a fost fundatorul nostru, Ioan de la Sal, Jean-Baptiste de la Sal. Și ce diferă între un frate și un preot? Ce e, de fapt, diferit? Sigur, pentru cei care cunosc... Pentru aceea vă întreb. Da. Noi nu avem ordinele sacerdotale, deci nu sunt... Un preot primește sfințirea de diacon, preot. Noi, frații, suntem călugări. Practic, aveți acele voturi, nu-i așa? Da, bine, avem voturile, să spunem, de consacrare, dar nu am primit ordinele preoțești, adică diaconatul sau preoția. Și pentru că, uitați, în alte ordine sau congregații, cum sunt franciscanii la noi, sunt și frați, dar sunt și mulți preoți. Exact. Apelativul între ei este la fel de frate. Chiar cu toate că unii sunt preoți. Da, chiar dacă sunt preoți, este frate. Noi, stricto modo, suntem frați, deoarece în congregație suntem numai frați. Nu avem preoți. Deci de la acel prim preot, sunt care la sal singurul. A fost singur. Da, sigur că după au fost doar frați în acest ordin. La multe emisiuni să explicăm de ce s-a ajuns aici, dar o explicație simplă când nu sunt preoți în congregație. În această congregație. Da. Dar ce a visat totuși copilul Vicențiu, născut la Galbeni, în județul Bacău, atunci când poate era mic și mi-închipui că mergeați la biserică? S-a visat preot, s-a visat frate, s-a visat tată de familie, sau ce v-ați dorit când erați mic? Eu de mic mi-am dorit să-L slujesc pe Dumnezeu. Deci mă vedeam slujindu-L pe Dumnezeu. Și sigur, L-am lăsat să lucreze. Educația primită în familie a fost una puternic religioasă. Și primii care, să spunem, au avut o influență extrem de pozitivă în viața mea au fost părinții. Și în special tatăl. Pentru că ei n-au fost exemplu în a-și trăi credința. Nu au fost? Ei au fost. Au fost. Deci ei v-au fost exemplu. Da. Okay. Ei au fost, mi-au fost exemplu. Da. Mi-au fost exemplu în trăirea credinței. Și ne dădeau, de exemplu, ei nu spuneau, mergeți la biserică. Ne spuneau, în special tata, eu am plecat la biserică. Voi faceți ce doriți. Știi, practic era o alegere. Îi urmeam exemplu, da, Și un comportament de tată de familie extraordinar, nu l-am văzut niciodată beat, nu l-am auzit în jur, înțipând la mama. Și toate astea... Practic era o armonie în casă. O armonie, da, foarte... Credeți că armonia într-o casă este strâns legată de credință? Sunt convins că da, deoarece nu găsești pârghii când ajungi în situații conflictive. Nu știu de ce să te ții ca să poți să spui, ok, hai să facem pace între noi. De argumentele pur umane nu ne ajută.
Aveți frați, frate? Frate, aveți frați? Noi suntem 11 copii, sigur. 11 copii, deci o familie numeroasă. 11 copii, da. Și mi-închipui băieți că, și 5 fete. Îmi închipui că în familia dumneavoastră era așa, a plecat toată lumea la biserică, nu? Când tata zicea, eu merg la biserică, cum se împărțea acest număr de 11 copii? Bine, distanța dintre noi este mare. Unii au reușit sigur, să plece la casele lor, amintirile dumneavoastră, cum era acel moment când tata zicea, plec la biserică? Câți oameni din casă plecau pe ușă? Cei care, să spunem, nu aveau alte ocupații, cu siguranță că mergeam. Iar duminică era lideră de lege în două sfinte liturghie. Dimineața liturghia copiilor și seara. Și seara? Puțin pentru noi copiii. A doua nu era opțională? Era tot așa? Înclin să cred că, chiar dacă de multe ori nu plecam cu plăcere, ce copil merge cu copil, plăcere? Evident, era mintea la așa, că bănuiesc, nu? Cu plăcere la biserică, da. Însă abia pe parcurs mi-am dat seama cât de mult, ce important a fost această, să spunem, educație primită. Pentru că mai târziu, când am făcut următorii pași în vocația mea, a fost o bază solidă pe care am putut construi. Deci n-am început cu acoperișul, ci am început cu fundația, nu? Cu fundația, da. Credeți că în copilărie v-ați diferențiat deja de, nu știu, poate alți colegi de clasă? Adică cineva din exterior ar fi putut vedea că viitorul dumneavoastră va fi cumva pe calea aceasta spirituală? Nu cred, dar s-ar putea să spună colegii mei, dacă ne văd sau ne aud. Să înțeleg că ați fost și ușor năzdrăvan sau poate ați făcut și pozne. Ce tip de copil erați? Eu aș spune un copil normal, dar mai degrabă înclinat să fiu mai cuminte decât mai obraț. Eu nu mi-aduc aminte așa. Sigur că acasă, fiind așa atât de mult frați și fiind și băieți mai apropiați de vârstă, ne mai hărjuneam, ne mai băteam. Tata uneori, sigur că mai trebuia să intervină. Așa, dur, cred că o singură dată a fost, nu știu ce, cred că am luat vreo 3 seceri, dar n-am fost noi de vină. Noi având și animale, mergeam la strâns iarbă, la cosit și mergeam împreună și s-a întâmplat că într-o zi am luat 3 seceri. Și tata a spus, v-ați jucat. Și atunci chiar am luat o corecție. Absolut necesară. Da, dar nu mi-aduc aminte neapărat să fi făcut foarte mult, eu știu, năzbâtii și să-i deranjez pe ceilalți prin. Dacă este să vorbim despre oameni care v-au influențat sau pe care i-ați admirat în copilărie, despre cine am putea vorbi? Atât, nu știu, poate de la biserică, de la școală, din familie sau persoane pe care le-ați admirat și poate privindu-le le-ați spus, aș vrea să fiu ca el. Sigur că da. Aș dori să fac o paranteză sau o completare. Satul Galben este un sat mic. Are 345 de familii și 856 de locuitori. Și are foarte mulți preoți. Deci preoți în viață sunt 29. Preoți născuți în Galben, născuți, la asta vă referiți. Deci 31 cu 2 care sunt decedați, Părintele Martin Benedict și Părintele Leon Pișta. Și 24 de persoane consacrate. Iar cei 55, să spunem, de preoți și de persoane consacrate care s-au dorit Domnului în slujire, din cei 55, 15 sunt în familia lărgită. Adică aș spune verișor de gradul 1, verișor de gradul 2, nepoți de pe verișor și unchi de pe văr, deci suntem 15. O familie bogată, cum se zice, nu? Și sigur că cunoscându-ne între noi, vizitându-ne, luând exemplu bun unul de la altul, am putut să fac pași, am închis paranteza. Sigur, m-a impresionat foarte mult preoții pe care i-am prins, preoții paroși, Părintele Ciuraru Gheorghe, după care foarte mult Părintele Ioan Lucaci, amândoi deja de pioasă amintire, Părintele Valeriu Mărtișcă, în timpul cât timp Părintele din 1986 până 1992 a fost paroh, am făcut și eu pasul de a merge la seminar. Cum a venit această decizie și cum au primit-o părinții dumneavoastră? Eu cred că a fost ceva normal și părinții de fiecare dată în alegerile mele m-au susținut. Indiferent dacă a fost alegerea liceului sau alegerea vocației, nu, drumului meu vocațional, părinții m-au susținut foarte mult și sigur că s-au bucurat. Practic, când ați terminat clasa a 8-a, atunci ați luat decizia de a merge la seminar? Eu am terminat clasa a 8-a în 1988 și încă era perioada comunistă. La seminar se intra foarte greu, erau foarte puține locuri. Deci ce a urmat pentru dumneavoastră? Treapta întâi. Treapta întâi. Treapta întâi,
am terminat la liceul 5, actual la Anghel Salinei, iar după treapta întâi, fiind 1990, era deja Revoluția, era posibilitatea de a alege, de a merge, începuseră și frații franciscani, noviciatul în Siborești. Eu eram însă prea mic în acea perioadă, nu mă încadram, pentru că, cum vă spuneam, vreo, spun așa, 5 verișori au făcut pasul acesta de a începe noviciatul la Nisiborești, însă eu eram prea mic. Și în luna iulie, împreună cu părintele Mihai Budău, suntem colegi de generație, am mers la seminar. Am intrat și am început. La seminarul, din seminarul Iași. Din Iași, pe strada Văscuțeană, numărul 6. La institut. La institut. Unde cât ați stat? Am terminat liceul, am luat examenul de bacalaureat, anul întâi, anul doi de filozofie și am început primul an de teologie. Deci până în 94, până în decembrie 94. Și totuși ați simțit nevoia de o schimbare. Cum vă spuneam, eu am fost și continui în fiecare zi să rămân deschis la voința lui Dumnezeu. Și prin semnele, prin persoanele care ne înconjoară, să văd voința lui Dumnezeu. Și sigur am cerut ajutorul, fiind la seminar. Știu că o figură de care ați fost foarte apropiat este părintele Alois Budău, Alois Bulai, scuze, invitat în această emisiune, chiar a fost în acest studio și ne-a împărtășit și din experiența dumnealui. Cu ce v-a impresionat această figură foarte cunoscută în dieceza de Iași, de altfel? Da, cum am spus, pasul nu l-am făcut singur, așa, dintr-o dată. Am stat, am reflectat, am meditat, am prezentat, să spunem, această dorință a mea, mai întâi părintele spiritual, era părintele Petru Mareș. Dorința dumneavoastră care a fost exprimată cum? Ce ați zis? Îmi doresc? Îmi doresc să-L slujesc pe Dumnezeu, dar nu ca preot, ci ca frate. Deci știați deja lucrul acesta. N-a fost o căutare. Îmi doresc altceva, haideți să vedem, să analizăm, să văd ce îmi doresc. Ați zis clar că asta vreți. În rugăciune și reflectând, am considerat că Dumnezeu mă cheamă pe un alt drum. Și am fost foarte mult ajutat, vă spuneam, de părintele Mareș ca spiritual și de părintele Bulai ca rector. I-am prezentat situația foarte înțelegător, apropiat ca un părinte. Am fost împreună cu sfinția sa la părinți, am fost acasă la galben, am vorbit cu părinții și sigur că așa ceva nu poți să uiți. Și părinții cum au primit această veste? Au înțeles că de fapt nu este o renunțare, ci este o altă chemare, un alt drum pe care eu îl simțiți? Eu cred că părinții își cunosc cel mai bine copiii. Și am avut posibilitatea cu ei să discut, să le spun motivele și sigur că s-ar fi bucurat să rămân mai departe pe drumul preoției, ca orice mamă, că dorește să-și vadă copilul preot. Dar cred că mai mult decât atât, orice mamă își dorește fericit, să-și vadă copilul să vadă fericit. Copilul fericit. Exact. Și mi-a spus, Vicențiu, dacă tu prin alegerea ta ești mulțumit și fericit, noi suntem fericiți. Te susținem. Și, da, da, da. Și din acest punct de vedere, cred că am putut trece mult mai ușor. Având susținerea părinților. Da, da. A fost un moment, să spunem, n-aș spune eu de coditură, dar o criză care a trecut prin discernământ și după aia cred că m-a făcut mai liniștit și mai, nu neapărat mai puternic, dar mai liniștit pe drumul vocației. Pe ceea ce ați ales. Și ce a urmat? Deci s-a luat această decizie că vreți să fiți frate. Ce a urmat după această perioadă? Orice drum normal pentru unul care dorește să intre într-o congregație religioasă, o perioadă de cunoaștere, să spun așa, de postulandat. Am plecat la Viena pentru că... Acolo a fost postulandatul la Viena? Noi cei trei frați care suntem frați români, mai tineri. Tineri suntem de atât timp, dar ne apropiem de 50. Din noua generație, da, se da, spune. Da. Am făcut formarea noastră la Viena, postulandatul și noviciatul. Și la fel, eu fiind al treilea care am intrat, am terminat perioada de formare acolo. După noviciat, în 1996, în decembrie, am depus primele voturi. Vreau să ne oprim puțin la perioada aceasta petrecută la Viena și să-mi ziceți ce a fost diferit. Practic, veneați de la, spunem, Galben, spunem Bacău pentru că ați făcut liceul la Bacău, spunem Iași pentru că ați fost și la institut și erați la Viena. Ce a apărut diferit în viața dumneavoastră și ce v-a plăcut cel mai mult acolo? Eu nu prea am avut dificultăți când am plecat, deoarece studiasem limba germană, aveam cunoștințe, să spunem,
mai mult decât medii de limba germană, în privința limbii n-a fost nicio problemă. Îi cunoșteam pe frați, am avut o perioadă, să spunem, un profesor pe fratele Tiberiu, pe fratele Juan, l-am mai întâlnit, am discutat cu ei. Nu mi-a fost greu să vă adaptați în acea familie, de fapt. Da, nu mi-a fost greu deloc. Și frații, sigur, foarte deschiși, bucuroși, m-am simțit ca acasă. Și n-am fost nici singur, am mai fost un postulant care după aia a devenit la fel frate ca mine, din Slovacia, sigur acolo ar fi fost, să spunem, bariera limbii, și am mai fost un postulant român, care însă pe barcurs n-a rămas. Ce se întâmplă în această perioadă de postulandat și noviciat? Care este, de fapt, activitatea pe care o au cei care fac această formă de pregătire? Iau cunoștință și, adică, iau un prim contact cu ceea ce înseamnă carisma ordinului, regula ordinului, sigur și câteva amănunte istorice despre viața consacrată. Dar în mod special, despre implicare practică, poate în vreo școală sau altceva, ați avut acest soi de activitate acolo? În mod normal, în perioada canonică, activitățile nu sunt atât de intense. Dar există experiența altor districte unde perioada de noviciat este de 2 ani. Primul an canonic este strict, iar al doilea an este și cu posibilitate de activitate, e clar, în școlile sau operele non-formale care sunt în jurul sau în apropierea caselor de noviciat. Ați zis că ați depus primele voturi acolo, în Austria, da, la Viena. Ce ați simțit în acele clipe? Și încerc să-mi închipui așa ce e în sufletul unui tânăr când se vede în acel punct. Practic nu sunt voturile perpetue, da, sunt primele voturi, dar îmi închipui că e cumva o satisfacție, e atingerea unui punct pe care l-ai tot vizat, nu? Pentru care ai muncit, pentru care te-ai pregătit. Ce ați simțit dumneavoastră atunci? Eu personal m-am simțit bucuros, împlinit și știam că e un început de drum. La noi perioada de logodnă e lungă. Și spun asta dar ce ar fi, o consider eu, de la primele voturi până la voturile perpetue. Și eu am avut 8 ani la dispoziție până la voturile perpetue. Vă spuneam, am fost foarte bucuros că am ajuns să termin noviciatul și să încep, să spunem, viața activă după aia într-o comunitate și foarte împăcat cu mine însumi. Foarte împăcat cu mine însumi. Cred că asta contează foarte mult. Ați menționat această perioadă lungă, a fost o perioadă lungă pentru că așa ați vrut dumneavoastră sau pentru că așa sunt regulile ordinului? Așa sunt în general. În general sunt regulile de maxim 8 ani cu posibilitatea de a prelungi încă un an. Nu? În cazul în care... Da, dacă ești în dubiu. Ce a urmat după aceste prime voturi la Viena? După primele voturi din 96 am venit în comunitatea din Iași, unde erau și fratele Daniel, fratele Iosif. Am continuat studiile, am terminat studiile teologice, de teologie pastorală la Universitatea din București, după care deci am avut licența de teologie în 99, iar în 99 am început facultatea de istorie. Am terminat facultatea de istorie. De ce facultatea de istorie? A fost alegerea dumneavoastră? Așa v-ați dorit? Aici cu siguranță cred că pot vedea, cel puțin în cazul meu, era dorința mea de mic. Eram în clasa a patra când am început să studiez istoria, tot timpul date, ani, evenimente. Dar am visat să ajung profesor de istorie și s-a potrivit. Da, în cadrul carismei și, sigur, fiecare dintre noi, pe lângă formarea teologică, catehetică, avem și o formare profesională, ca să putem fi de folos în misiunea noastră educativă. După ce v-ați întors în România, la Iași, v-ați dorit vreo clipă să vă întoarceți înapoi în Austria și să vă desfășurați activitatea pe viitor acolo? V-ați fi văzut, efectiv, să trăiți acolo pe termen mai lung? Sincer, eu sunt la dispoziția superiorilor. Am fost tot timpul. Pentru că asta și spunem în voturile noastre, să fiu la dispoziția superiorilor oriunde m-ar trimite și unde ar fi nevoie de mine. Sincer, indiferent. Nu era o dorință sau o... Nu neapărat. Dacă ar fi fost nevoie, cu siguranță, acum ca provincial, vă dați seama, prima mea misiune este de a-i vizita pe toți. Și din 2018, când a fost prima perioadă de mandat, 2018-2022, am avut posibilitatea, sigur înainte de pandemie, să vizitez toate comunitățile. Sunt 4 sectoare care formează districtul, Olanda, Austria împreună cu Ungaria, Slovacia și România.
Și de-aia vă spun că nu era dorința aceasta de a merge, de a mă întoarce, știți, cum majoritatea tinerilor să meargă să studieze sau să muncească în străinătate, la mine nu a fost cazul. Pentru că ați menționat aceste patru zone, da? Aceste patru da, țări. Sectoare sunt. Aceste patru sectoare. În care dintre cele patru sectoare frații sunt mai prezenți sau au o activitate mai vizibilă? Doar în sectorul Slovacia și România, deoarece încă mai sunt frați, să spunem, care sunt în școală, frați tineri care suntem și profesori. În cealaltă sectoare, frații sunt o vârstă înaintată, nu mai lucrează în școală, dar sigur că prezența lor în, ca, de exemplu, mă refer în Austria, unde este sectorul cu numărul cel mai mare de frați, frații sunt, trăiesc, locuiesc în școală, să spunem, în campusul școlar de la Schermendorf și sunt cunoscuți, dar poate nu mai sunt atât de activi. Însă carisma saliană nu stă numai în frate, adică este dus mai departe de profesori formați în spiritul, suntem la sală. Și vă spuneam că numărul școlilor este mai mare, numărul elevilor este mai mare decât în urmă cu 40 de ani, când la nivelul congregației erau peste 15.000 de frați, acum sunt puțin peste 3.000. Aș vrea să ne întoarcem puțin la acel moment în care dumneavoastră ați luat decizia de a nu mai parcurge drumul către preoție, ci să fiți frate și să le adresați un cuvânt tinerilor care poate astăzi sunt într-o situație similară. Poate sunt într-un seminar diecezan și simt că nu e calea lor. Poate se pregătesc să fie frați și simt că nu e calea lor. Practic, e o perioadă de discernământ, de a lua o decizie, de a analiza. Care este sfatul dumneavoastră, un om trecut deja prin asta, nu-i așa, pentru ei? Cum să depășească acest moment și cum să simtă că au făcut alegerea corectă și alegerea bună pentru viața lor? Eu m-am obișnuit să nu dau sfaturi decât persoanelor care îmi cer sfaturi. Eu v-am cerut un sfat pentru ei, e drept. Mulțumesc. Le-aș spune să-și asculte glasul conștiinței și în mod special să se lase, da? Să se lase deschiși de vocea lui Dumnezeu. Adică dacă își ascultă glasul conștiinței unde Dumnezeu vorbește, să asculte de acest glas. Pentru că e foarte ușor să spunem, facem perioadă de discernământ, faci. Nu, trebuie să faci pași. Eu de fiecare dată, de când mă știu pe drumul vocației mele la 16 ani, am încercat să fac pași mărunți, dar zilnici. Adică nu poți să rămâne în activitate. Trebuie să faci ceva, să faci ceva. Pentru că poți să îți prelungești perioada de discernământ ani. Însă dacă acționezi, Dumnezeu te ajută să-ți găsești drumul. Asta este sfatul meu. Să rămână deschis glasul Domnului și să aibă curaj să acționezi. Sunt totuși și oameni surzi la glasul acesta al Domnului. Noi tot vorbim despre glasul Domnului și sunt sigură că Domnul vorbește pentru fiecare în parte. Dar totuși, de multe ori, cred că unii dintre noi mai suntem surzi. Surzi pentru că dorim să fim surzi. Vrem să fim surzi. Asta este răspunsul meu. Deci, cineva dacă are inima pe tine dorește să fie așa. Pentru că dacă sunt așa de multe persoane care îți doresc binele, și dacă spun lucrul hichin, acesta, îți spun lucrul acesta. Și dacă tu ești convins că Dumnezeu vorbește prin oameni și evenimente și tu faci tot cum crezi tu, atunci suportă consecințele. E practic și aceasta. Un soi de asumare până la urmă. Exact, și asume. Să ne întoarcem la viața dumneavoastră în Iași, pe care o aveați atunci, nu? Trăiați în Iași, ce a urmat după? În 2003 am venit la Pildești pentru că mi-am terminat perioada de formare, mi-am luat licența la facultatea de istorie și ca tânăr profesor, profesor și de pe băncile facultății, am dorit să-și pun în practică tot ce am învățat. Și la Pildești, având o școală, era școală profesională la acele vremuri, până în 2010 a fost școală profesională și de arte și meserii, însă se preda și istorie. Și am profitat de asta. Cum a fost prima dumneavoastră oră în calitate de profesor? Prima mea oră a fost mult înainte, când am fost profesor de religie și predam religia la școala 11, la școala 4, aici în Iași, și cu multe emoții. Cu multe emoții, trebuia să-i adun pe copii, fiind foarte puțini copii în școli, aveam o singură clasă, trebuia să iau de la clasa 1 la clasa 4 și cu multe emoții. Ați zis că acestea au fost orele de religie. Acum, întorcându-ne la orele de istorie, mă întreb cum face un profesor de istorie astfel încât să încerce, pentru că știm bine, nu reușește mereu, să-l facă pe elev
să îi pleacă istoria și să înțeleagă cât de important este să o cunoască? În primul rând, cred că apropierea prin metode diferite. Deci dacă venim cu metode diferite, manualul, nu știu, filme, documentare istorice, de a-i pune și pe ei să caute, cred că putem ajunge să ajutăm pe copii să le placă istoria. E acea vorbă celebră, nu? Cine nu-și cunoaște istoria, riscă să repete aceleași greșeli. Copiii sunt martori și sigur dacă mă vor vedea, vor spune, de fiecare dată le spun la ori, noi învățăm din greșelile trecutului pentru a nu mai repeta ce s-a făcut. Cred că este leitmotivul orelor de istorie pe care le fac și încep de fiecare dată, le aduc aminte și sigur că exemple concrete ce se întâmplă acum peste tot. Credeți că prin aceste metode despre care ați vorbit reușiți totuși să ieșiți din tiparul acela al, poate chiar și dumneavoastră ați avut în copilărie, al profesorului plictisit de meserie, al profesorului care doar își face datoria și nu o face cu pasiune? Cred că aici depinde de fiecare profesor, mai puțin poate de copii. Exact, de vorbim despre... Da, de conștiința fiecăruia. Eu mă străduiesc și cred că fiecare, cel puțin vreau să spun și din perspectiva fratelui care are această carismă a educației copiilor, să-mi fac bine datoria. Sigur că dacă nu ajung 100%, important este drumul pe care îl fac. Și dacă nu încerc, dacă nu reușesc să ajung la inimile copiilor, sigur că caut alte activități. De exemplu, o activitate pe care o fac de 2 ani, încercând să-i motivez pe copii, să-și aleagă un domeniu care îi place, un hobby, și să aducă în fiecare săptămână informații din acel domeniu. Sunt mulți, Formula 1, fotbal. Și am zis, dacă reușesc să... O informație copii, din istorie vorbiți? Sau actuală, nu neapărat? Actuală. Okay. Din și așa, vă dați seama că dacă peste ani citește cineva o informație din domeniul acela, știa, ok, în 2022, nu știu la care circuit a câștigat Verstappen. Devine un eveniment istoric, cel puțin pentru firma Red Bull sau pentru echipa Red Bull. Exact. Și din perspectiva aceasta, copiii rămân cu informație. Poate nu o să uite toată viața și mai important decât să, nu știu, să ne vorbesc de orice alt eveniment istoric care este în programul școlar. Dar, atenție, nu facem rabat de la program. În niciun caz. Practic, astea programă, sunt activități care să-i atragă și să-i... Sigur, nu reușim de fiecare dată, pentru că... E greu de impresionat tânăra generație. Da, și asta, dar istoria, nefiind într-un liceu tehnologic, nefiind obiect de bacalaureat, poate mai puțin. Dacă ar fi fost într-un liceu teoretic, unde copiii au 2-3 ore, cu siguranță ar fi fost altfel. Dar eu sunt mulțumit și din perspectiva mea, mă străduiesc să-mi fac datoria cum trebuie. Am înțeles din ceea ce mi-ați spus că vă faceți datoria, faceți lucrurile acestea cu pasiune și identificați mereu noi metode astfel încât să-i atrageți pe elevi. Haideți să trecem la capitolul satisfacție ca profesor. Care este mulțumirea dumneavoastră și ce îi aduce bucurie și satisfacție unui profesor? La fel vorbesc la nivel personal, pentru că vă dați seama evident fiecare colegare. Evident, din prisma dumneavoastră. Pe mine personal, că pot să-mi pun în practică mai întâi carisma mea ca frate. Frate al școlilor creștine. Sigur că sunt și alte activități. Dar ca profesor mă bucur să văd copii care peste ani vin și îți spun că la ora aceea acel cuvânt, acea încurajare l-a ajutat mult să treacă peste momente dificile din viață. V-am spus, trecând peste partea strictă a predării, a materiei, cred că putem face mult bine copiilor educându-i. Deci nu numai instruindu-i, ci educându-i. Și ne străduim noi la Salini și bănuiesc că mulți, majoritatea profesorilor se străduiesc să aducă această plus valoare copiilor decât instrucție, mai degrabă educație. Adică și educație sau să primeze educație. Asta îmi dă satisfacție. Ați avut din rândul elevilor dumneavoastră tineri care au zis că vor să facă parte din acest ordin al fraților școlilor creștine? Până acum, în 30 de ani, eu sunt ultimul care am intrat în ordin. Noi, ca frați, prin tot ceea ce facem, prin exemplul nostru, prin invitații, prin rugăciune, prin activitățile noastre cu copii, vă dați seama, sunt sute de copii care avem în fiecare zi în mijlocul nostru, încercăm să ne dăm exemplu prin ceea ce facem și cred că Dumnezeu cel care va trimite. Până acum n-am avut.
Pentru că vorbiți despre exemple, știu că vă sunt foarte apropiate de suflet orele de cateheză cu părintele Ioan Lucaci, cele dinainte de 1989. Da. Da. Vă amintiți cu drag de acea perioadă și vă întreb, acum veți schimba cumva rolul, nu? Din rolul de profesor, de dascăl, că e preot, că e profesor, trecem din nou în acea postură de copil, când părintele Ioan Lucaci vă vorbea în cadrul catehezelor. Ce v-a atras și ce vi s-a părut extraordinar în ceea ce făcea atunci părintele Lucaci? În acea perioadă erau interese aceste activități. De obicei era duminică, după liturghia copiilor, ne prezenta diapozitive, diferite tematici. Diapozitive care erau pentru acea perioadă ceva extraordinar. Extraordinar, da. Și modul de a prezenta viața lui Iisus. Și în cadrul predicilor, de exemplu, punea foarte multe întrebări. Și de fiecare dată, cei care dau răspunsuri bune, la sfârșitul liturghiei erau chemați și primeau iconițe frumoase pentru noi, pentru acea vreme. Aveați colecție pe atunci, frate? Da, și cred că și acum sunt acasă, unele dintre ele cu îngerași. Deci aveau o predilecție pentru îngerași și colecție cu iconițe pentru îngerași. Și eu cred că imaginile catehizează mult pe copilul Vicente de atunci, pentru m-a impresionat mult. Modul apropiat al părintelui, de exemplu, după liturghia de la ora 11, venea pe terenul de fotbal să juca cu tinerii foarte mult. Chiar și părintele Valeriu l-am văzut de multe ori pe terenul de fotbal jucând cu tinerii din sat. O imagine frumoasă care, iată, rămâne mai mult decât orice teorie despre religie și despre cele sfinte, nu-i așa? Știu că cumva, poate involuntar, sunteți parte din istorie pentru că v-ați rugat pentru părintele Martin Benedict. Iată o figură foarte cunoscută în rândul nostru al catolicilor. Și știu că povestiți de acea seară când părintele paroh v-a îndemnat să vă rugați pentru un preot grav bolnav. Povestiți-ne acel episod. Totul se petrecea în 86, eu aveam 12 ani, ca de obicei fiind la liturghie, m-am găsit printre copiii și oamenii care erau la liturghie și au putut să asculte invitația pe care a făcut-o părintele paroh. A fost după Sfânta Liturghie. Cei care rămăsesem acolo au spus, i-a îndemnat să ne rugăm pentru mare binefăcător al bisericii noastre locale. Îl cunoșteam pe părintele Benedict pentru că aveam posibilitatea să-l întâlnesc la liturghie. El, când venea acasă de la Onești, se ruga breviarul în biserică, acolo frumos. Noi vedeam, nu știam cine e. Era îmbrăcat elegant, costum. Era preot, dar nu știa nimeni că este preot. Și mi-a rămas imaginea părintelui Benedict. Iar atunci nu știam la cine face referire. A zis noi doar pentru un preot bolnav. Dar după aia a decedat, a auzit doua decedat. Și a urmat înmormântarea lui la Galbeni, după un an, să spunem, acel eveniment în care fântâna actuală, nu știu dacă ați avut posibilitate să vizitați muzeul și casa. Doar am citit despre, n-am fost. Da, e aproape la Galbeni. Apa cu miros de trandafir, cu gust de trandafir și miros de trandafir, la fel și pământul de pe mormântul. Dați mărturie părintele și dumneavoastră despre acest lucru categoric, nu? Dau mărturie ca... Pentru că am știți, experimentat. Eu una să citești și să zici, sunt oameni care spun că din acea fântână, dar e altceva să stai cu un om care chiar spune lucrul acesta. Am fost la mormânt, am mirosit apa, am gustat, am văzut cozile de oameni care veneau cu bidoane să ia apa. Da, era mic și rămân aceste amintiri. Rămân aceste amintiri parte din istorie, până la urmă, nu-i așa? Și mă bucur că sunt parte a istoriei. Asta le spun și copiilor. Să nu uite că au trăit. Că oamenii, dacă ar înțelege că prin fiecare zi pe care o trăiesc pe acest pământ, scriu și fac istoria, lumea ar fi altfel? Sunt convins de asta. Dacă toți am trăit mai conștienți de faptul, adică să ne trăim viața, eu îmi spun mai întâi mie, nu? Și copiilor, să ne trăim viața și să nu lăsăm ca viața să ne trăiască. Pentru că dacă lăsăm ca viața să ne trăiască, trecem pe lângă toate evenimentele. Așa, dacă ne trăim viața, ne aducem aportul nostru și schimbăm lumea. Dacă o schimbăm în bine. Dacă e să punem cumva în practică acest îndemn, nu știu, prin exemple concrete, să nu facem așa, ci să facem așa, la ce vă gândiți? Da, uitați, simplu, pornind din clasă, mă gândesc la copii, cum adresez și eu, a încercat să fii mai bun, tu, cu tine însuți, să înveți mai bine. Nu să fii de notă, dar să înveți mai bine. Să nu te mulțumești cu puțin. Să-l ajuți pe colegul tău când vezi că are probleme. Să fii mai cuminte, mai silitor. Acasă să asculți de părinți. Practic,
Toate aceste lucruri nu sunt, de fapt, să-ți faci datoria. Să-ți faci menirea. Nu pentru asta suntem. De elev. După aia mai târziu, eu știu, de părinte, de un student, de părinte, de mamă. Dacă ne facem simplă datorie, lumea devine mai bună. Oricum, lumea, eu consider bună, pentru că sunt foarte mulți oameni buni și de obicei binele nu face reclamă mult. Știți că viața e mai bună și atunci când te bagi în cercurile potrivite, cum se zice, și eviți anturajele nepotrivite. Dacă e să vorbim despre un anturaj potrivit, putem vorbi și despre acțiunea catolică. Știm cât este de importantă în viața bisericii și dumneavoastră timp de 15 ani ați însoțit acest grup. Vorbiți-mi despre această perioadă și aș vrea să puneți accent și pe importanța pe care ar putea o avea acțiunea catolică, dar în viața unui adult. Pentru că știm bine, acțiunea catolică are copii, are tineri, dar în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult și pe partea aceasta a adulților. Și văd în multe comunități acțiunea catolică a adulților. Cu ce ajută acțiunea catolică un adult? Da. Aici nu vă pot vorbi din experiență, pentru că la Pildeș nu avem. Erau doar copii și... Haideți copii să și vorbim despre experiența dumneavoastră și apoi să îmi ziceți cum considerați. Da, mai întâi o perioadă lungă, nu? Din 2004 până în 2019. M-am bucurat să fiu împreună cu ei. Nu să fac eu activitățile în locul lor sau responsabilitățile lor, ci să-i însoțesc. Copilașii și să-i coordonați? Vorbim și despre o coordonare sau pur și simplu erați? De coordonare, însă coordonare, însoțire, nu impunere. Adică ei știau că sunt acolo, de fiecare dată când aveau nevoie mă întrebau și de multe ori, între ghilmele, îmi spuneau, a venit fratele Colacul de salvare. Și sigur sunt foarte multe momente frumoase, campusurile, catehezele pregătite, întâlnirile de dialog cu tinerii, faptul de a participa la zilele tineretului, că ei erau foarte bucuroși și implicați în viața parohiei și nu 3-4, erau 20-30 de tineri. Iar în ceea ce privește viața unui adult, sigur că dacă acțiunea catolică ar putea să spunem, prin tot ceea ce face cu siguranță este o ofertă. Deci este o ofertă. Oferă activitățile pe care le cunosc majoritatea dintre noi. Acum depinde de fiecare cât de mult dorește, mai întâi se simte bine în această acțiune, în această grupare, în această asociație și cât de mult dorește mai întâi să crească personal și după aia cât de mult dorește să ajute în comunitate. Și eu cred că asta este o alegere. Este o alegere personală și, sigur, poate fi gândărită care sunt beneficiile, care nu sunt beneficiile, de ce aș putea să fac asta. Dar vizează aceste două aspecte pe care le-am amintit anterior. Dacă l-ajută să crească personal și cât de mult poate să facă comunității prin acțiunile sale. Și, sigur, eu îi invit pe toți să fac parte din astfel de asociații pentru că vor găsi numai lucruri bune, frumoase, care cu siguranță pot ajuta. La nivel personal, dar și comunitar, în comunitățile. Părinte, consider că am în față, am în față un istoric, pentru că sunteți profesor de istorie, vă voi spune istoric. Pot vorbi cu un om al istoriei despre viitor? Da, dar eu personal, las viitorul în mâinile lui Dumnezeu, însă mă străduiesc cu toate puterile mele să fac acel viitor să fie mai bun. Trăim prezentul, pregătim viitorul, se spune, dar făcând bine. Adică făcând bine, pentru că binele, chiar vă spuneam, chiar dacă nu face multă gălăgie, binele duce lumea și susține lumea. Aș vrea să încheiem această emisiune tot cu un sfat pe care vi-l cer, nu? În numele tuturor celor care ne urmăresc. Ce îi spuneți unui om care are un trecut apăsător, un prezent care nu pare cu speranță, ce îi spuneți atunci când e vorba să se gândească la viitor? Să știe că viitorul este mâinile lui Dumnezeu, iar dacă n-a ajuns să aibă această convingere, să facă tot posibilul, să creadă în asta că doar Dumnezeu îl poate ajuta și doar mâinile lui este viitor. Eu spun un viitor bun. Vă mulțumesc, frate Vicențiu Ghiurcă, pentru prezența la emisiune.
Vă doresc succes în activitatea pe care o desfășurați. Vă doresc să fiți un profesor bun, ceea ce v-ați dorit de fapt, și să-i atrageți pe cât mai mulți elevi în această fascinantă lume a cărții, a culturii, a istoriei, a unei vieți conștiente și asumate până la urmă. Mulțumesc din inimă și așa să fie, cum spune. Mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Săptămâna viitoare vă dau din nou întâlnire la Interviul Săptămânii. Interviul Săptămânii la RCIS FM.